Hai noroc! Sunt Andrei, Andrei Bârsan, născut pe 8 mai 1965, de ziua Partidului Comunist Român, chiar în anul când Ceaușescu a venit la putere. Ce treabă avea cu nostalgia literaturii? Un film deosebit. Două treburi am. Unu, îmi place foarte mult filmul. Doi, fotografiile mele de anii 80 fac parte din acest film. Fotografii cu mine, la școală generală și cu colegii mei, în școală generală, în liceu, în facultate, cu fotografii care le dau o atmosferă deosebită a celor ani, chiar dacă erau ani groaznici. Groaznici din punct de vedere al părinților noștri, care căutau să găsească de mâncare, care încercau să ne ferească de ciuma roșie din acele vremuri, pe noi nu ne interesam. Era o bulă noastră, o bulă a copiilor care nu știau decât să joace, nu știau decât să ia partea bună și frumoasă a acestor ani. De fapt, mi-a rămas ceva aminte negru în acea perioadă, frigul. Era fantastic frigul în iernile comuniste. Frig afară, frig în casă, frig la cinematograf, frig în școală. O să vezi fotografiile mele, găsești profesori îmbrăcați cu haine, cu paltoane, cu căciuli. Colegii mei sunt cu paltoane și cu căciuli. Hai să spun cum am descoperit fotografia. Simplu. Eram în clasa 8-a, aveam 14 ani, mi-am făcut buletin și aveam negativul de la buletin. Tatăl meu a dat o carte. Pasiunea mea, fotografia, parcă se chema așa, o cărticică mică, mică, iar citind-o, răspunind-o, hai să văd ce am fotografie. Pe hol, la mine în apartament, acolo într-o noptieră, cu o tăviță, aveam numai revelator, că mă gândeam că suficient dacă speli bine, bine, nu se negrește, am făcut o copie contact cu o lanternă, erau și lanterne pătrate cu baterii de 9V, am făcut o copie contact a celui negativ de buletin. Și ăsta a fost primul meu contact cu fotografia. Ceva a fost ceva, nu știu zic eu, ca o flacără m-a prins, care din fericire nici azi nu s-a stins. Mai departe, mama mi-a făcut cadou o Zmena Simbol, un aparat foto full frame, să zic așa, rusesc, care m-a însoțit ani de zile, mulți ani. Ce este interesant este că în aceia ani am fost lăsat să fotografiez în clase. Poate că eram mic, poate că eram cu un aparat foto neglijent. Am fotografiat cu profesori din școală generală, țin minte pe doamna Vârzeau de franceză, la chimie, la matematică. A început liceul, diriga, la practică. Chiar la practică am niște poze în care nu prea aveam ce să facem la practică, așa că dormeam pe acolo printre strunguri și citeam cărți. Unele fete chiar citeau niște romane de dragoste. Treptat, pe lângă colegi, am început să fotografiez și Bucureștiul. Și ăsta a fost norocul meu și poate și norocul bucureștenilor, că am reușit să imortalizez niște imagini care, cu București, care acum nu mai este, a dispărut. Dacă mă întrebați, nu știu cum am început să fotografiez București. Chiar nu știu cum mi-am amintit de aia, că după ce la 14 ani, 15 ani, te gândeai numai la fete, la minge de fotbal, la orice altceva, numai la București, nu. De fapt, tatăl meu a venit din Ardeal, nu cunoștea Bucureștiul, el a venit în anii 50, facă facultatea. Și bucuria a fost să colinde orașul și m-a luat și pe mine acele colindări. Cred că de acolo îmi se trage mie să fotografiez orașul. Din păcate, nu au fost chiar așa, de fiecare dată a fost așa ușor să fotografiez. Am o problemă de două ori. O dată mi-au confiscat aparatul la Sfânta Vineri, când demolau tribunalul. Deci nu demolau biserica, ci tribunalul. Și m-au confiscat aparatul, fost zicărnica, ia-l, vino și vino la primărie. Și m-au stat acolo într-o zi la primărie, după câteva zile la primărie. Am dat peste doi indivizi. Ăștia blazați, cred că cam și acum sunt primările astea comuniste actuale. Și mă întreb, întrebări. Pentru cine fotografiez? De ce fotografiez? Păi, când am auzit, cine știe ce fac ăștia pe aici? Și zic că ești afară, că încă nu-i domnul ăla care ți-a dat aparatul. Și eu am ieșit afară și am zis, tu ești acasă, nu că am ieșit afară. Și așa am abandonat un aparat. Era un aparat, un FED, nu mai știu ce număr, era un FED. A doua oară eram în vara lui 84. Tocmai intrasem la facultate și mă pregăteam să încep armata. Și hai să fac poze la izvorul unde se construia Casa Poporului. Când făceam fotografii pe acolo, cred că aveam o Zmena pe vremea aia, când făceam poze pe acolo, a început să urle o femeie, prindeți-l, face fotografii. M-am gândit că fac ceva ilegal, nu era niciun indicator, nu era nimica. Și m-au soltat unii și m-au dus acolo într-o casă, cred că era organizat de șantier, m-au dus la un inginer. După câte zile, aminte, parcă îl chemea Dancu. Inginerul ăla săracul de el se vedea că era profesionist, nu era un politruc. M-a pus să scriu acolo o declarație, ce am făcut, de ce am făcut, și eu, în jurul meu erau oameni strânși, ca mi-au ce aminte, parcă filmele alea comuniste din anii 50, când oamenii citeau presa actuală, nouă, toți erau așa grămădiți pe cel care citea, toți erau grămădiți pe mine, care scriam eu acea declarație de ce făceam fotografie acolo. La final, nu știu cum, dar am scris și eu acolo, nu există niciun semn cu indicator fotografiei interzis. Aoleu, ce că uite, a prins curaj ăsta, a început ea să țipe la mine. Ok, am făcut ele acolo, tovarășul inginer, care era tovarăș pe vremea aia, a zis, vină peste 3 zile. M-am zis peste 3 zile la el,
mi-a dat înapoi aparatul, i-am cerut și film, ce băi, nu întinde coarda și mi-a zis, pentru chestia asta, că eu, fapt banal în alte părți, puteai să pierzi facultatea, puteai să-ți ruinezi viața. Părerea mea este că acel inginer nu a dat mai departe cererea și filmul. Pur și simplu a oprit la el, a aruncat la gunoi totul, zicând că ce, era un tânăr care n-a făcut nimica. Îi mulțumesc foarte mult acel inginer. Nu ne să credem în ziua noastră în care putem să strigăm oricine, către oricine, orice. Pe vremea aia puteai să pierzi orice din nimic. Deci mulțumesc încă o dată, domnul inginer. Și uite așa, cu peripețimea mult mai puțin, am reușit să fotografiez Bucureștiul. Nu tot, mai ales că după ce au fost prins la Casa Poporului și confiscat, poate parcă am prins o aversiune față de Casa Poporului. Interesant e că nu am absolut nicio fotografie cu Casa Poporului în construcție. Însă, că asta era aversiunea față de ea. Dar am prins demolări de pe Călăraș, de pe Moșilor, de pe refacerea Dâmboviței, de pe zona Gării de Nord. Cât a putut și eu, sau cât m-a gândit ca un tânăr care era un student la TCM, nu eram arhitect sau constructor. Aceste fotografii, mă bucur că le-am lăsat Andreie, să zic așa, adică generații tineri, să vadă cum a fost Bucureștiul acei ani. Și de aceea vă rog, și ar trebui neapărat să vedeți, vă rog să vedeți filmul cu Nostalgia Comunismului, pentru că e un film deosebit care arată ce înseamnă să fii fără Facebook. Ca să nu zic fără apă caldă, fără căldură, fără lumină, fără absolut nimic de trai, pentru un trai decent. Deci vedeți filmul, Nostalgia dictatorului. Avem clasa 12-a din liceu și ne-a luat în armată. De fapt, ne-a luat mai întâi la comisariat. La comisariat și acolo la comisariat trebuia să completăm un formular. Ca o paranteză, am uitat să spun. Deci noi când eram în școala generală, în liceu, cred că în facultate nu mai țin minte, trebuia să facem autobiografie, în care scrieam acolo tot ce au fost părinții, noi, bunicii, tot ce vrei. La fel la ne în armată. Mergem la comisariat undeva pe Orhideilor, acolo la Grozăvești, și printre altele în formularul acolo scria dacă avem rude în afara țării. Unul dintre noi a scris, nu am rude dincolo, la care a pe vistul ăla începutul, cum, unde e dincolo, idiotule? Deci pentru noi clar, chiar dacă eram tineri, exista noțiunea de aici și dincolo. De fapt, vedeam filme pe video, Irina Mărgătanistor era tot timpul cu noi, aveam reviste aduse de dincolo. Deci nu știam că există dincolo, chiar dacă vreau să ascundă treaba asta. Aș fi fost curios dacă exista internet pe vremea aia, ce se întâmpla? Cum n-ar fi managerit tovarășul acest dincolo și acolo? Da, am nostalgia în rog, zic. Am nostalgia jocului pe baltă, hocheiului de pe balta înghețată, jocului de capră sau lapte gros din clasa de liceu, cheful din regie care... erau niște chefuri foarte simple din punct de vedere al mâncării. Beam bere, grivița, atât. Astea erau chefuri din regie. Nopțile pierdute văzând filme pe video, închideam câte un video, toată camera de cămin și eram acolo 10-20 de oameni îngrămădiți, uitându-ne la un televizor color, micuți cu Margarita Nistor. Da, am nostalgia celor ani, dar nostalgia dictatorii nu am deloc, nu am nostalgia comunismului, pentru că eu n-am trăit în comunism fiind tânăr. Am trăit în buna mea, o buna noastră care era internațional, era cosmopolită, nu era comunistă. Dar voi, azi, 2020, care aveți de toate, chiar aveți de toate și normal să fie, adică aveți de toate, aveți normal. Ar trebui să vedeți acest film, Nostalgia dictatorii, ca să vedeți că au fost, că părinții voștri, bunicii voștri au trăit într-o lume anormală, într-o lume contra naturii. Deci, vedeți filmul. Trebuie să vedeți acest film ca să vă convingeți că trebuie să votați. Votul înainte era o mascaradă. De ce îi puneai ăștia pleci pe care acasă? Pentru că acum votul, vedeți că vă influențează foarte mult viața voastră. Și nu mai viața voastră, ci viața copiilor voștri și viața comunității în cadrul Europei. Că după votul din 2016, încă puțin și așa mai avea. Deci mergeți la vot. Vedeți? Neapărat să vedeți filmul Nostalgia dictatorii. O să vă placă. Thank you.
Thank you.